Cum vedeți dezvoltarea Bisericii Ortodoxe de bună seamă română în acest context? Suntem în 2007. Este anevoios să folosim cuvântul dezvoltare. Da. Pentru că împrejurările în care ne aflăm noi și mai ales cum bine ați subliniat, de început este primul an în care ne găsim acum în Europa, aș folosi și prefera mai mult cuvântul de continuare a activității noastre în noile condiții, pe care o văd ca o activitate foarte interesantă și cu ajutorul lui Dumnezeu este o activitate care întregește Europa, chipul Europei spiritual. Prezența Bisericii Ortodoxe Române, cum ați subliniat, alături de Biserica Ortodoxă Greacă. Acest câștig în pondere ar putea conduce, există temeri în sensul ăsta și de aceea îmi permit să vă întreb, ar putea conduce la asperități cu celelalte biserici europene, Biserica Catolică, neoprotestanții, protestanții, iată, partea de nord europeană este practic dominată de Biserica Protestantă, anglicanii. Cum vedeți conviețuirea ecleziastică într-un tărâm deja globalizat? Poate să fiu subiectiv acum, dar nu am teamă, pentru că ne aflăm, Biserica Ortodoxă Română, cu aceste biserici, într-o colaborare din 1960 și ceva, adică prin Conferința Bisericilor Europene. Biserica noastră a fost fondatoare acestei conferințe numită Bisericilor Europene, în care intrau toate bisericile cu aceleași drepturi și din răsărit și din Occident. Și va onora anul viitor, în luna septembrie, adunarea va onora Sibiul, da, cu capitala Europei, Conferința Bisericilor Europene. Ați adus în discuție, iată, ceva ce așează România pe un plan foarte important în Europa, Sibiu, capitală culturală europeană. Veți participa în acest an la manifestări la Sibiu? Nădăjduiesc. Ar fi nădăjduiesc cu bucurie chiar. Să sperăm că Ministrul Culturii și Cultelor vă va avea în vedere. Sigur că, dar până acum nu cunosc, dar sunt foarte optimist în reușita drumului și în reușita drumului nostru în Europa, ca Biserică Ortodoxă. Adică mergem și ne întâlnim cu prieteni, cu cunoscuți. E foarte important lucrul acesta psihologic. Noi mirenii, după cum vă amintiți, în acel mirific mai 1999, am strigat din tot sufletul unitate atunci când am avut bucuria de a vă vedea împreună cu Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea aici la București, în grădina Maicii Domnului. De bună seamă, dacă se unește o Europa cu atâtea și atâtea diferende în istorie, ar fi o mare șansă, așa aș vedea eu, de exemplu, ca și bisericile creștine să se reunească, să fim iarăși toți împreună, așa cum am strigat aici, la București, sigur, pe câmpia de la Podul Izvor, cea de la Piața, da, Unirii și așa mai departe. Așa este. Este o dorință foarte vie și este
o frumusețe de gândire sufletească ce planează activitatea aceasta a Europii, de Uniune Europeană. Papa de vie memorie Ioan Paul al II-lea a avut un rol extraordinar de mare în lucrul acesta și prin putezanța pe care a avut-o de a face vizită și bisericilor ortodoxe și mai ales prin iubirea care ne-a acordat-o nouă. Prima vizită care cu harul lui Dumnezeu a stârnit un interes sincer, frumos, pașnic. Timpul cât l-a petrecut el la noi în prezența acestui trimis al lui Dumnezeu, care a fericit de la prunci până la oamenii vârstnici, felicitându-l, salutându-l în toate părțile călătoriei sale prin București.